Primăria Municipiului Călăraș a amenajat un nou centru de vaccinare la sala de sport a școlii Tudor Vladimirescu, fosta școală generală numărul 11, care va deveni funcțional de luni 15 februarie. Centrul care cuprinde două cabinete medicale, zonă de triaj, zonă post-vaccinare și spațiu de prim ajutor, se adresează persoanelor care, potrivit strategiei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, fac parte din a doua etapă, respectiv cele cu boli cronice și lucrătorii care desfășoară activități în domenii esențiale. Imunizarea se va realiza cu vaccinul AstraZeneca, persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, iar procesul de vaccinare, care se va desfășura de luni până duminică, în intervalul orar 8-20, va fi asigurat de 2 medici, 4 asistenți și 2 registratori medicali pe fiecare tură. Accesul în centrul de vaccinare se va face doar de pe strada Zăvoiului, direct la sala de sport. Pentru a pre preîntâmpina intersectarea cu elevii aflați la cursuri, sunteți rugați să nu utilizați celelalte intrări care permit accesul în unitatea școlară. Vă reamintim faptul că primul centru de vaccinare amenajat de primăria Municipiului Călăraș este situat în Strada Speranței numărul 4, sediul Enel, ce a devenit funcțional din data de 20 ianuarie.